cea mai bună salată pe care am mâncat-o vreodată. Atât de gustoasă, atât de semoasă, atât de bună, încât nu o să-ți vin să crezi. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Vă leu și merge! Văliu, 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 Constantin. Dragii mei poftișoși, e o rețetă clasică, dar e atât de gustoasă, atât de bună, încât nu-ți vine a crede. Și când ai asemenea mastodont, uite și tu aici, când ai asemenea mastodont, n-ai cum, dumne, n-ai cum să zici altceva decât boda proste de la Dumnezeu că ți-a oferit asemenea bunătate. Dragii mei, și să mai zici, roșii din grădină, castraveți din grădină și apă din grădină, ulei... Puteam să le iau și de tata Petrică, dar am preferat de asta rafinat de două ori, că nu prea îmi place la rafinat o singură dată. Care tata Petrică? Și sare. Da, hai să-ți arăt cum pregătesc cea mai vestită, cea mai bună, cea mai gustoasă, cea mai delicioasă salată pe care ai mâncat-o vreodată. O rețetă de salată atât de bună încât îți lasă gura apă. Și numai mă uit la roșuța asta suculentă, delicioasă, cât tare o să-mi lasă gura apă. Da, haideți, dragilor, să pregătim vestita salată de roșii cu ceapă și castraveți. Un deliciu. Uită de salata grecească, uită de orice salată, asta e și cu care am crescut. Și să-ți mai zic, ingredientele și le-am aici în fața mea, ca de obicei, acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, făcuta pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta aceasta cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Și nu uita, dacă nu ești abonat, abonează-te. Dacă nu ai apăsat pe clopoțel, apasă. Apeși pentru că eu gătesc cam în fiecare zi și te țin la curent cu bunătăți. Iar în ce privește butonul de like, izbește-l și pe ăla și lasă-mi și un comentariu. Pune măcar bună sau spune că te-ai abonat. Să văd și eu acolo în comentarii cât de cu mine ești. Hai să pregătesc acum vestita salată de roșii. Ei bine, prima dată am să tai ceapa. Nu că n-ai ști cum să tai ceapa, mai ales pentru salată. Dar nu vreau să tai peștișor și o să-ți arăt o șmecherie ce o folosesc eu atunci când tai ceapă, să se taie mai bine și pe o parte și pe cealaltă. De obicei știți că ceapa pe capete rămâne mai mare, însă dacă o tai așa pe oblic cum o voi tăia eu, o să-ți iasă exact cum trebuie. Și fii atent aici. Uite, iau și o întorc așa și fii atent. Pe oblic iau și eu tai. Iar aici îi fac o crestătură, eventual două. O întorc la 90 de grade și o tai normal. Și fii atent. Una, că îți vor ieși bucățelele în romb sau romboide. Și doi, e că se taie și lateralele la fel de bine precum interiorul la ceapă. După cum vezi, am două cepe medii și am să le tai pe toate pentru că suntem pofticioși de sărățică de asta și ne place. E bine, gata ceapa. Dragi pofticioși, iau și o pun în bol. De ce o pun în bol? Pentru că am aici o metodă mai specială când fac sălățica aceasta. Și fii atent ce-i fac. Și uite, dau drumul la ceapă în castronul ăsta mai mărișor. Iar peste ceapa aceasta iau și pun sarea. Da, ai auzit bine. Vreo 4-5 grame de sare, dar oricum fiecare și-o face după chipul și asemănarea lui. Și am să frec ceapa cu sare să-și lase sucurile. Da, în felul acesta aș mai pierde din inițială și în felul acesta se marinează ceapa mai repede. Practic e bine să încep mai întâi cu ceapa ca să-ți iasă salata exact cum îți dorești. Suculentă, delicioasă, exact cum trebuie. Uite așa. A, și unde mai pui, că poți să faci trebușoara asta și separat. Dacă ceapa nu-ți place, faci separat mișcarea aceasta, iar sucurile rezultate de la ceapă, adică astea, le poți da deoparte. E o tehnică bună, zic eu, de marinarea cepei înainte de a pregăti salata. După ce termina cu ceapa, te apuci de castraveți. Și am aici 3 castraveciori. I-am curățat bine, le-am dat coaja jos, pentru că sunt persoanele cărora nu le place coaja. Și sunt persoane care sunt așa ușor sensibile la semințele de castravete. De ce? Pentru că dau cu balonare. Drept urmare, pentru cine dorește, poate să le dea jos. Dacă nu ai nicio problemă, le poți lăsa. Acum, în ce privește tăiatul, fie le tai rondele, fie dacă nu în sferturi, cum vrei tu, cum dorești tu, așa le faci. Le pui una lângă alta și le faci pastiluți. Ai terminat cu castravetele, iei și îl pui peste ceapă, evident la marinat. Ia câte o simplă salată de roșii cu ceapă și castravete, dar are și ea secretele ei. Luând-o treptat și începând cu cele mai crocante spre cele mai moi, ei bine, lucrurile se fac altfel și sălățica va fi super, super delicioasă. Acum iau și amestec. Ce face sarea? Va acționa și asupra castravetelui și va scoate sucurile minunate afară. Și în felul acesta voi obține o salată super, super zemoasă. Dau deoparte și continui. Cu ce? Cu vedeta show-ului. Roșia asta, babană, de un kil și vreo 200. Ia să o iau și să văd cum am să o tai. Bănuiesc că pe bucăți, așa. Am să tai o parte așa.
Tai și de aici. Și de aici. Nu puteam să o tai decât așa. Acum am să o tai în bucățele mărunțele ca să încapă în sărățică și în gura omului de rând. Și fac așa un dute veno, când într-o parte, când în alta. Forme neregulate, n-are importanță. Ideea să nu fie nici prea mari, dar nici foarte mici. Mă rog, e și roșia gigantică și trebuie să am o abordare diferită. Dau deoparte și continui așa până când termin toată roșia. Și apropo, am și o roșie portocalie sau o tomată portocalie. Pentru un contrast de culoare m-am gândit să o folosesc. Și da, sunt și verzi, sunt și negre, sunt și violet. Sunt de toate culorile curcubeului până la urmă. Hai să terminăm și cu roșia și să spun ce urmează să faci. Câteva clipi mai încolo. Gata și roșia, ce rămâne de făcut decât de pus în bol? Uite așa. Ei bine, dragii mei păvâcioși, ultima parte, și anume uleiul. O obligatoriu la sălățica aceasta românească, de roșii cu castraveți și ceapă, să pui un de lemn. Un de lemn din floarea soarelui. Ăsta e cel mai bun și cel mai potrivit pentru sălățica asta minunată. Pentru că, da, ăsta e gustul autentic al acestei salate. Așa că am să pun la cât am aici, cam vreo 100 de mililitri de ulei de floarea soarelui, ajunge. Și am să iau să amestec toate bunătățile astea. Uite așa, deja îmi plouă în gură la ce avem noi aici. O nebunie de salată nouă alta. Dragi pofticioși, asta e sălățica cu care am crescut. Ce rămâne de făcut decât să o dăm o lecuță călăreș? Măcar vreo 5 minuțări să avem răbdare cu ea, să-și lase sucurile să îmbibi toate ingredientele între ele, să cunoască toate între ele ca să savurăm și ea și să vrea a fi cea mai bună salată și ai mâncat-o vreodată. Un delișiu nouă alta. Așa că, hai, o lecuță de răbdare, 5 minuțele la răși, după care punem și noi în farfurie să degustăm bunătatea asta de salată. Haideți, dragi pofticioși, să degustăm cea mai bună salată de când ne-am născut până în prezent. E, într-adevăr, atât de gustoasă, atât de zemoasă, atât de bună, încât nu o să-ți vin să crezi. Bate orice salată, că vorba și ea. Cu asta am crescut. Hai să vedem și eu și dacă e și trebuie sau nu. Îmi plouă în gură numai când mă gândesc la ea. Uite și o leacă cât amar de suc are. Și da, asta așteptam să fac de când am și pus filmezi rețeta asta. Să iau daraba de pâine și să o moie ieșa. Uite așa. Uite așa, să o las să tragă, să sugă din zama aia asta, așa. Ia uite, uite, îți amintești de copilărie? Dacă nu-ți amintești, înseamnă că ai trăit degeaba. Hai! Vai, frățoare și bune! Mamă! Ia uite! Colegul sucă de brânz de oaie, vă leu și merge! Nu pot decât așa! E atât de bună, mamă! Cu gândul înapoi în copilărie, mamă! Câțiva pași simpli dacă reușești să-i faci, obții cea mai bună salată pe care ai mâncat-o vreodată. Așa că, dragii mei poftijoși, și ați crescut cu bunătatea asta de salată, nu uitați să o faceți cât mai des, că e sănătoasă, e bună, e gustoasă, e delicioasă, exact cum trebuie și... Acestea fiind spuse, vreau să-ți mulțumesc ție, pofticiosul, că te-ai uitat până la final, să-ți mulțumesc că ești alături de mine ca de fiecare dată, că îți plac rețetele mele, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciezi pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că îmi dai cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitezi pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu, pofticios, cu gândul la bunătatea asta de salată cu roșii, castraveți și ceapă. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Amintiri din copilărie. Vai și-mi place. Vai și-mi place. Mamă, 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 ia uite o leacă.